Aseară, în jurul orelor 20 și 10 minute, dispeceratul IBJ Vrancea a fost sesizat prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier cu părăsirea locului faptei. Colegii de la Poliția Rutieră au ajuns imediat la fața locului, unde au luat informații în legătură cu mașina care a produs accidentul, au verificat-o și au identificat autorul în persoana unui bărbat de 49 de ani. Victima de 39 de ani a fost accidentată ușor și a fost transportată imediat la spital. Pornind în căutarea autorului, au ajuns la locul de domiciliu al acestuia și au găsit acolo autovehiculul implicat în accident. Iar în această perioadă, chiar la 20-35 de minute, poliția a fost din nou sesizată de către mecanicul de locomotivă că un bărbat s-a aruncat în fața trenului pe calea ferată, pe tronsonul care face legătura între Focșani și Mărășești. Cercetând evenimentele de colegii de la Poliția Transporturi care s-au prezentat la fața locului și au efectuat cercetările, au identificat victima și a rezultat că victima era persoana care fusese implicată în urmă cu aproximativ 25 de minute în accidentul despre care v-am povestit. Poate vorbi de intenție în cazul primului accident? Din primele cercetări există și această posibilitate a producerii unui accident cu intenție, dar urmează să se stabilească în urma verificărilor efectuate de colegii de la Poliția Rutieră. Vă rog să vă prezentați. Comisar șef de poliție, Zorel Burlan.